Povestea pe care urmează să vă aduc în atenție, dragii mei, este una dintre cele mai destinice cu putință, adică și tragică, și miraculoasă, dar și fascinantă. Poate pare puțin exagerat, însă, ca să vă devoalez deja subiectul de astăzi, vreau să vă spun că nu se întâmplă oricui în această viață să aibă 3 scufundări de vapoare la activ și să supraviețuiască tuturor. Poți să ai 3 căzături, 3 arsuri, 3 supărări, dar să ți se întâmple să fii supraviețuitor a numai puțin de 3 scufundări de nave, printre care și Titanicul, și tu să mori de bătrânețe, nu e deloc puțin, ci înseamnă să ai mai multe stele foarte norocoase. Această persoană se numește Violeta Constanța Jessop și, dacă ar mai trăi, cu siguranță ar mai fi scris o carte despre cum să supraviețuiești în cazul unui accident naval. Am verificat însă, în afară de memoriile sale, în urma cărora s-au realizat niște pelicule cinematografice, n-am găsit nimic. Dar care este povestea ei? Violet, o fiică de imigranți irlandezi refugiați în Argentina, a fost o supraviețuitoare încă de la naștere. S-a născut în 1887 și a fost prima născută din 9 frați și, bineînțeles, a avut șansa să fie printre cei 6 copii ai familiei care au supraviețuit. În copilăria sa a avut parte și de alte încercări ale sorții. S-a îmbolnăvit grav de tuberculoză și nimeni nu i-a dat șanse de viață. Dar Violet s-a făcut bine și a crescut devenind o tânără foarte atractivă. Mutându-se în Anglia în urma decesului tatălui ei, la 16 ani urmează o școală mănăstirească unde învață să devină o infirmieră medicală, o soră, cum se spune. Însă mama sa, fiind deja stoardeză, a inspirat-o pe tânăra Violet să urmeze același drum, mai ales că aceasta s-a îmbolnăvit și că cineva trebuia să fie alături și de ceilalți frați mai mici. Prin urmare, la 16 ani, Violet pleacă pe mare urmând cariera mamei sale și un mic vis personal, să vadă lumea. Avea aproape 24 de ani când frumoasa stewardeză și-a început slujba pe vasul olimpic în 1911. Este bine să menționăm că Olympic a fost o navă de lux britanică și navă principală a trioului de linii de clasă al companiei White Star Line. Dacă nu cunoașteți această companie, ei bine, poate ea a devenit celebră datorită celorlalte 2 nave surori, Titanic și Britannic. Violet Jessop, în 20 septembrie 1911, se afla la bordul navei Olympic, fiind cea mai mare navă civilă britanică la vremea aceea. A plecat din Southampton și s-a ciocnit cu nava de război tot britanică Hawke. În urma acestei coliziuni deloc minore, n-au existat decese, însă nava de lux a suferit serioase pagube. Cu toate acestea, a reușit să se întoarcă în port fără să se scufunde. Violet Jessop, fiind o stoardeză bine pregătită, dar și foarte educată, își completa cu dedicație jurnalele proprii, ca mai toate femeile acelor vremuri. Însă, deși a ales să nu discute despre acest incident în memoriile sale, dar a prezentat ulterior cunoscuților și propriile ei impresii, a continuat să lucreze pe Olympic încă 6 luni de zile. Conform spuselor ei, datorită faptului că era și foarte frumoasă, a primit și o cerere în căsătorie din partea unuia dintre călătorii Olimpicului. Dar aceasta este doar una dintre părțile frumoase ale poveștii sale. Pe 10 aprilie 1912, ea a fost transferată pe nava soră, Titanic. E bine, soarta Titanicului nu mai are nevoie de prezentare. Cu toate acestea, sunt fascinante mărturile celor care au avut șansa să fie la bordul acestei magnifice nave și, evident, să ne poată povesti și nouă. 4 zile mai târziu de la îmbarcare, pe data de 14 aprilie, minunata navă s-a scufundat la aproximativ 2 ore și 40 de minute după coliziunea cu ghețarul. Violet a scris atunci, în memoriile sale ulterioare, nu doar despre frumusețea saloanelor și a restaurantelor, care o depășea în lux pe cea a Olimpicului, acolo unde lucrase ea înainte.
A scris despre cum i-a fost ordonat să urce pe punte pentru a servi drept exemplu de comportament pentru vorbitorii de limba engleză care nu puteau urma instrucțiunile date. Poate aveți deja în memorie acele imagini teribile pe care celebra ecranizare Titanic ni le-a oferit tuturor, acele cumplite momente petrecute la bordul navei, în ultimele clipe înainte de scufundare. În realizarea producției cinematografice Titanic, multe cadre s-au realizat conform memoriilor lui Violet Jessop. Prin urmare, tânăra stewardeză Violet, având numai 25 de ani aproape, a privit cum echipajul încarcă bărcile de salvare. Ulterior a fost urcată pe cea de-a 16-a barcă și, pe măsură ce aceasta era coborâtă, unul dintre ofițerii Titanicului i-a pus în brațe un bebeluș înfășurat într-o pătură. În memoriile ei descrie foarte amplu teroarea pe care a trăit-o în momentul acestui, mai mult decât un deja vu. Nu era la primul accident maritim, însă această scufundare, derulându-se sub privirile a mii de oameni, era dincolo de imaginația unei tinere de 24 de ani. Și nu doar a ei. Însăși constructorii acelui colos maritim, așa cum bine cunoașteți, nu-și putu să revreodată imagina că Titanicul avea să se scufunde. Eram pe punte. Cu calm, pasagerii se deplasau după cum îi dirijam. Stăteam cu celelalte însoțitoare privind cum femeile erau ajutate de soții lor să urce în bărcile de salvare. Ulterior, s-a dezlănțuit haosul, povestește în memoriile sale Violet. A privit cum bărcile de salvare erau încărcate, urcându-se și ea printre ultimele. După ce a petrecut o noapte sub cerul liber pe gernă prasnic, supraviețuitorii au fost salvați de către nava Carpathia, care trecea prin zonă. În data de 15 aprilie 1912, la ora 2:20, Titanic s-a scufundat în Oceanul Atlantic. În urma naufragiului și-au pierdut viața 1514 persoane, dintr-un total de 2228. A doua zi dimineața, împreună cu bebelușul pe care încă îl avea în brațe și pe care l-a îngrijit cât a putut de bine să nu înghețe în timpul nopții, odată urcați la bordul Carpatiei, o femeie, probabil mama bebelușului, se pare că a apucat copilul pe care îl ținea și a fugit cu el plângând, fără să spună un cuvânt. A fost, de fapt, una dintre povestirile pe care le-a relatat în cartea pe care a publicat-o. Conform memoriilor ei, nimeni nu-și mai găsea cuvintele în urma unei asemenea tragedii. Coșmarul scufundării Titanicului, eroarea trăită, au însoțit-o noapte de noapte mult timp. Nava Carpathia i-a lăsat pe supraviețuitori. Nava Carpathia i-a lăsat pe supraviețuitori la New York, 3 zile mai târziu, pe 18 aprilie. Potrivit lui Violet, în aceste zile, până să și-a rămas bun de la ceilalți supraviețuitori, a făcut ce a stat în putință să motiveze și să încurajeze pe cei care erau îndurerați de pierderile suferite. Nimeni nu era fericit, căci la bordul Titanicului, odată cu scufundarea sa, ei nu pierduseră doar rude, prieteni, copii bătrâni sau tineri, ci și lucruri dragi. Însă, eroarea prin care au trecut cu toții i-a marcat, indiferent de clasa socială. Se pare că a rămas o perioadă în New York, însă și-a făcut curaj și s-a mai angajat la o nouă călătorie pe mare, înapoi către Southamptonul său natal. Sunt foarte multe persoane care, după o asemenea experiență teribilă, dragii mei, își schimbă total modul de viață. Acumulează temeri și, cum este firesc, pot să rămână pe viață parazitați de frica de a mai naviga. Desigur, nu a fost cazul frumoasei noastre Violet, pe care viața a dus-o de foarte multe ori în calea morții și de fiecare dată a știut să iasă învingătoare. În Southampton a continuat să-și exercite meseria de însoțitoare de bord încă 4 ani și așa a surprins-o primul război mondial în 1916, când multe nave de croazieră au fost transformate în nave de război. Nici compania la care lucra, White Star Line, n-a procedat altfel și a transformat unele dintre navele sale în spitale maritime. Una dintre aceste nave a fost nava Britannic, sora mai mică a Olimpicului și Titanicului.
De data aceasta, Violet, la bordul navei britanic, lucra ca însoțitoare din partea Crucii Roșii Britanice. După ce a încheiat 5 călătorii pe partea răsăriteană a Mării Mediterane și aducând în Anglia bolnav și rănit, britanic a plecat din nou cu destinația Lemnos, Grecia, în data de 12 noiembrie 1916. Aceasta ar fi trebuit să fie a 6-a călătorie în Marea Mediterană. Nava a trecut de strâmtoarea Gibraltar la miezul nopții de 15 noiembrie și a ajuns la Napoli în dimineața de 17 noiembrie pentru aprovizionare cu cărbun și apă. În modul acesta, a completat o primă etapă a călătoriei sale. Dar, datorită unei furtuni, se pare că nava a rămas în port mai mult timp și abia în 21 noiembrie, vremea i-a permis să se deplaseze cu viteză maximă către destinație. Nu mult timp după ce motoarele au prins viteză maximă, în jurul orei 8 dimineața, o puternică explozie a zguduit nava. Reacția în restaurantul în care se lua micul dejun a fost imediată. Doctorii și asistentele au fugit imediat la posturile lor. Se pare că nava a suferit o coliziune cu un proiectil maritim, un fel de proiectil plutitor. Gravitatea situației a devenit în curând evidentă. Primele raporturi ale avariilor erau înfricoșătoare. Explozia a avut loc la tribordul navei, între compartimentele de marfă 2 și 3, dar porta exploziei a afectat și două uși etanșe. Asta înseamnă că primele 4 compartimente ale navei se umpleau foarte rapid cu apă. Și pentru a face lucrurile și mai grave, tunelul fochiștilor care lega cabinele de camera 6 a cazanelor se umplea de asemenea foarte rapid cu apă. Conform proiectării sale, nava putea să stea la suprafață staționar cu 6 compartimente inundate, iar aceste măsuri au fost luate după dezastrul navei Titanic. Însă, pentru mai puțin cunoscători, Titanicul nu putea să plutească decât cu maxim 4 compartimente inundate, iar în urma ciocnirii cu icebergul au fost inundate 5. Totuși, a fost un alt factor care se pare că ar fi pecetluit soarta navei Britanic, hublourile rămase deschise. Majoritatea au fost deschise pentru aerisirea cabinelor. Pe măsură ce inclinația navei creștea, apa pătrundea prin aceste hublouri, ocupând al 7-lea compartiment. De data aceasta, având mai mult de 6 compartimente inundate, nu mai era decât o chestiune de timp până când nava avea să se scufunde. Și într-adevăr, în mai puțin de o oră de la explozie, Britanic a devenit o capsulă a timpului pe fundul Mării Egee. Dar unde era Violetona noastră în tot acest timp? E bine, ea fusese urcată pe unele dintre bărcile de salvare și care, datorită elicei și motoarelor navei, bărcile veneau absorbite de către navă. Am sărit în apă, însă am fost trasă de un curent puternic și m-am lovit la cap. Am supraviețuit, dar am rămas cu puternice dureri de cap. Când am mers la medic după câțiva ani de dureri, acesta a constatat că am suferit în trecut o fractură craniană, a mai spus Violeta în memoriile sale. Ce ar mai fi de adăugat după aceste tragedii? Nu ne putem imagina decât evidenta teroare pe care a putut să o retrăiască, ci evidenta fericire că este încă o dată supraviețuitoarea miraculoasă a unei alte scufundări de nave. Și nu orice navă, și nu orice scufundare. Mulți ar fi putut spune că acesta ar fi trebuit să fie finalul, că niciodată, chiar niciodată, n-ar mai fi putut pune cineva piciorul pe o navă după asemenea experiență. Dar, încă o dată, a treia oară deja, Violet se reîntoarce la bordul navelor, la White Star Line, după alți 4 ani, în 1920. S-a recăsătorit între timp, însă, tot din memoriile sale, aflăm că aici n-a mai fost atât de norocoasă. După publicarea memoriilor sale, cu titlul Titanic Survivor, presa britanică a început să considere domnișoara de nescufundat și, într-adevăr, de bună dreptate. Decesul acestei persoane, cu o poveste magnifică, a venit prin cauze naturale, la 83 de ani. E bine, dragii mei, materialul nostru de astăzi a ajuns la final. Aceasta a fost povestea domnișoarei de nescufundat. Până la noi documentare, vă sunt aici alături și vă mulțumesc pentru fiecare comentariu și pentru fiecare apreciere. Toate cele bune!